14 județe vor fi afectate în urma incompetenței și a nepăsării după ce un porc mistreț infectat cu peste porcină a fost plimbat ilegal din județul Sălaj în județul Cluj. Riscul de infectare cu peste porcină la nivelul județului Cluj este tot mai mare și de aceea în următoarea perioadă vor fi efectuate verificări în toate fermele din județ. Cea mai afectată din această poveste este firma Protan, care s-a trezit peste noapte cu un porc infectat cu peste porcină, fără să știe nimic despre condiția lui timp de 3 săptămâni. Drept urmare, după ce au ieșit la iveală neregulile comise de DSV Sălaj, cel puțin 14 județe au rămas descoperite. Noi a trebuit să ne regândim, începând de ieri seara, total activitatea și modul de ecarisare a celor 14 județe pe care le ecarisăm, fără a folosi sucursala DEJ, unde exista activitatea temporară. Acest lucru va duce la transporturi pe distanțe mai lungi, la multe lucruri, multe cheltuieli suplimentare, care în momentul de față nu pot fi cuantificate. Despre modul defectuos în care a fost gestionată problema a vorbit și directorul Protan, deci, care a declarat că pesta porcină este gestionată separat de autoritățile locale. Locul de efectuare a necropsiei se stabilește în imediata vecinătate a cadavrului, folosindu-se o folie de material impermeabil care se așează sub cadavru înainte ca acesta să fie deschis. Ecarisarea cadavrelor de porci mistreți se poate face prin ardere sau prin îngropare la fața locului pentru a evita deplasarea materialului infectat pe distanțe lungi. Se arată în directiva de combatere a pestei porcine. Comitetul Local de Combatere a Bolilor a decis ieri în Cluj constituirea de urgență a unei comisii de evaluare a eventualelor pagube directe sau indirecte produse de pesta porcină ajunsă în județul Cluj.